Consilierii municipali urmează să se pronunțe prin vot asupra unei cereri a taximetriștilor de mărire a tarifelor de transport. Solicitarea este cuprinsă într-un proiect de hotărâre ce va intra pe ordinea de zi a ședinței de la sfârșitul lunii a Consiliului Local Municipal. Creșterea prețului ar urma să fie de 1 leu pe kilometru. Taximetriștii își justifică cererea, invocând creșterea prețurilor carburanților, dar și a costurilor cu reparațiile și întreținerea autovehiculelor. Ca urmare a solicitării primite de la transportatorii autorizați taxi din municipiul Buzău, prin care se propune modificarea tarifului de distanță maximal de la 2,5 lei pe kilometru la 3,5 lei pe kilometru, este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre și supunerea acestuia prin dezbatere Consiliului Local al municipiului Buzău. Se arată în proiectul de hotărâre. Prin același proiect de hotărâre sunt stabilite și locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehicule care desfășoară activitate de transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Buzău.